Inspectorii ANI au constatat că în perioada 2008-2013 Marian Negrescu, în calitate de director al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, a încheiat cu instituția mai multe contracte de colaborare pentru activități și prestații artistice, atât în calitate de director, cât și în calitate de colaborator. În total au fost încheiate 42 de contracte, în urma cărora a obținut un folos patrimonial de peste 450.000 de lei. În replică, Marian Negrescu susține că este nevinovat și invocă ordonanța Guvernului emisă tocmai pentru a scoate din starea de incompatibilitate toți directorii de teatre din țară. Managerul nu este funcționar public, nu este angajat cu contract individual de muncă și nu are statut de funcție de autoritate publică. Deci eu mă aflu undeva între legea asta dată de guvern, da? Și ANI, care zice că sunt funcționar public. Și eu unde sunt în toată situația asta? Inspectorii ANI au sesizat și parchetul cu privire la presupusele fapte de natură penală comise de Marian Negrescu. În acest sens, actorul spune că are încredere în procurori, care nu-l vor trimite în judecată pentru ca mai apoi să se îndrepte în instanță împotriva Agenției Naționale de Integritate. Intenționez să dau în judecată această Agenție Națională de Integritate pentru abuz în serviciu, pentru că nu poți, în calitatea pe care o ai ca agenție națională, da, în subordinea organelor statului, să acuzi pe cineva eludând legile sub care acel cineva este angajat. Marian Negrescu este director al Teatrului Dramatic din Târgu Jiu de la înființare, respectiv 1993.